Bună dimineața, Bianca Mereuță! Ce le-ai pregătit tu părinților astăzi? Care este recomandarea ta joi, 1 aprilie? Astăzi nu este despre povești. Mm. Astăzi m-am hotărât să le povestesc părinților despre o colecție de cărți. Da. Pe care eu am descoperit-o în urmă cu 7 ani. Oho! Atunci nu era publicată la noi. Este vorba despre colecția De ce, de ce, de ce, de la editura Casa. În varianta în care eu am descoperit-o în urmă cu 7 ani era Vitruve Salva Rum, de la Ravensburger. Cei care produc jocuri și puzzle-uri au și această serie de cărți absolut superbe, din care copiii pe două categorii de vârstă, până în 5 ani și de la 5 ani, până în 4 ani și de la 4 ani în sus, au informații reale despre lumea care îi înconjoară. Din punctul meu de vedere, aceste cărți foarte clare, cu noțiuni de referință despre lumea în care trăim și despre viața din jurul nostru, sunt cele mai bune cărți din care, cu ajutorul cărora copiii pot face cunoștință cu lumea. Eu, spre exemplu, pe Alex îl duceam când a fost mai micuț, a avut niște mici probleme de sănătate și l-am dus o perioadă la medic destul de des. Aveam vizite regulate la medic. De fiecare dată, înainte de a merge la medic, îi citeam din cartea în care îi se explică corpul, în care să ne cunoaștem corpul, este tradus acum în limba română. Noi aveam în germană, dar erau atât de elocvente imaginile. Eu nu știu germană, soțul nu știe germană, însă imaginile erau atât de elocvente și copilul reușea așa de ușor să se regăsească în ele, încât a înțeles tot procesul, ce îi se întâmplă când merge. Ce fain. Bine, acolo nu este despre corp, această carte, dar nu este doar despre corp, ci și despre întâlnirea cu medicul și cum te comporți cu corpul tău, cum trebuie să ai grijă, să fii tot timpul igienizat. Foarte, foarte frumoase aceste cărți. Bun, dar unde le găsim acum? Le-ați publicat voi? La editura Casa. Le găsim la editura Casa, pe site-ul editurii Casa, se găsesc și în librării. În această perioadă sunt în ofertă specială în comunitatea Cele Citim Copiilor. Două cărți cele mai noi din această colecție sunt Ceasul și Măsurarea Timpului, cu un ceas integrat foarte, foarte bine, foarte bine realizate aceste cărți, și Cum funcționează aparatele și instalațiile din casă. În aceeași colecție mai sunt traduse până acum. Sunt foarte multe cărți în această colecție, vreo 80 de cărți în total, dar în România până acum sunt vreo 30 traduse, 25-30. Dar avem așa, aventuri și exploratori, totul despre fotbal, să ne cunoaștem corpul, vapoare, să protejăm mediul, să strângem gunoiul, să învățăm regulile de circulație, vehicule de urgență, ce face un astronaut, ce culoare este aceasta, forme și contraste, cine locuiește în grădină, rămas bun, de ce doliu. Deci sunt anotimpurile, grădina mea, sunt cărți explicite, cu noțiuni de referință extraordinar de ilustrate realist, în care le se prezintă copiilor fapte din viața de zi cu zi și cu o structură atât de clară și logică încât nu mai are foarte mult de făcut părintele, ca să explice. Uiugă, ce bine! Da, și sunt cu clapete, le deschide, descoperă sub aceste clapete răspunsuri, sunt răspunsuri la anumite întrebări. Foarte interesante, foarte, foarte bune, foarte bine realizate. Din punctul meu de vedere, pe secțiunea de 2-4 ani, sunt chiar cele mai bune cărți cu care un copil se poate întâlni pentru a afla despre lumea în care crește. Și pe 4-7 ani, noțiunile sunt mai complexe, foarte, foarte bine structurate, superb ilustrate. Eu spun că sunt indicate oricărui copil care vrea să înțeleagă lumea. Minunat! Mulțumesc mult, așa, Bianca Mereuță! Uite, chiar mă uitam la... Este despre povești, este și despre noțiuni concrete cu care trăim, pentru că avem nevoie și de ele, nu? Clar. Dacă picasem, mi-ai editura Casa și nu mă mai desprindeam de site. Am văzut niște cărți pe care mi le doream de mult timp pentru Ana. Ce anume? Cele de bricolaj?
Am intrat la, mă rog, erau unele noi apariții și am văzut cărticica asta cu ursuleții, când animăluțele sunt obosite. E un ursuleț, da, niște da. Da. Da, foarte faine. Bun. Ilustrate, cartonate. Deci, la editura Casa vom găsi în principal cărți pentru grupe de vârste, mici. Da, mici. Uh-huh. Ei publică în special traduceri după filonul german de carte pentru copii. Deci da, foarte faine. Ei publică cărți cu care copiii din Germania și în general cresc. Sunt chiar și cărțile de căutare, mai sunt foarte, foarte... Astea, Hoinar prin anotimpurile, avem și... Hoinar prin anotimpuri. Sunt geniale. Dar... Eu chiar am intervievat-o pe doamna Suzanne Rotrau-Sermer, da? În urmă cu 4 ani. Înainte ca editura Casa să publice aceste cărți. Da, sunt mișto, foarte faine. Dar știi ce fac ăștia mici? La ce le mai folosesc acum, că au crescut, nu le mai... Dar și acum ar fi fain și noi ne mai pierdem timpul uitându-ne prin ele. Atât de frumoase sunt. Și, dar fiind destul de mari și le pun când mănâncă unul în fața celuilalt ca să nu se vadă cum mănâncă. Știi? Și că se enervează și își mai aruncă după câte o firmitură, ceva, după carte, dar și le pun așa ca un zid. Paravan. Da, paravan. Deci dacă te gândești vreodată că vezi, nu te-ai gândit că o carte poate să aibă și acest rol, nu? O carte are multiple roluri, vorbim despre ele în alte întâlniri. Bine. Pentru că eu pregătesc intens niște interpelări ale publicului ca să stârnesc cât mai mult pofta de lectură. Aș vorbi peste tot, doar să le spun oamenilor că e imperativ să citim și să ne întâlnim cu cartea. Uite, tot pentru copiii tăi îți mai recomand tot pe site-ul editurii Casa, dacă intri la cărți pentru copii, da. La cărți pentru copii, în altele, să confecționăm instrumente muzicale și cioplitul în lemn. Cu cioplitul în lemn, eu și Alex avem niște experiențe foarte frumoase. De fiecare dată când mergem în câte un weekend, când mergeam în câte un weekend, că acum nu mai mergem la câte o cabană, duceam cu noi această cărticică, ne luam bețe de salcie și aveam momente foarte faine. Wow, e super, gata. Abia aștept. Bețe și coloram și... Mișto. Foarte frumoase. Da, și pentru mine e faină. Bun, mulțumesc mult, Bianca Mereuță. Cele mai citim copiilor, iată, și cele mai citim părinților. Sunt cărți care te transportă așa în copilărie. Da. Îți mulțumesc mult, Bianca. Păi da, să știi că avem câteva instrumente, nu mai știu pe unde le-am pus, când spera Maria că o să devin sculptor, dar n-am devenit. Asta eu este. Mi-am luat, da? Chiar când s-a născut Alex, mi-am luat de la un mare retailer, ca să nu-i folosesc numele, da? Niște instrumente foarte interesante. Ce fain. Burghiu mic, am tot felul, pentru că și mie îmi place foarte mult să, să lucrez cu mâinile. Minunat, pe atunci ne trimitem poze când încep să cioplesc. Trebuie să te las, vine publicitatea peste noi. Îți mulțumesc mult, Bianca, ne reauzim joia viitoare. Avem zile cu soare. Pa, zile cu soare.